Polițiștii au găsit două doze de dezinfectant Hexifarma, cel care a pus pe jar o țară întreagă. Conducerea spitalului spune însă că nu a avut contract cu Hexifarma, achizițiile făcându-se în mod direct, iar cei 2 litri de soluție de curățat au rămas în depozitul instituției medicale dinainte ca reprezentanții spitalului să renunțe la serviciile acestei firme. Domnii de la poliție au căutat actele de achiziție a dezinfectantelor sau contract, dacă avem contract cu firma respectivă. Noi nu avem contract cu firma respectivă, deoarece îl luăm prin achiziții directă. Ați folosit dezinfectanții din această anchetă penală? Da, i-am folosit până pe data de 27.04.2016, când am hotărât suspendarea dezinfectanților în unitate. Din ce cauza ați hotărât să-i retrageți? Pentru suspiciunile care sunt la nivel național. Au mai găsit astăzi polițiștii? Au ridicat ceva de la dumneavoastră? Da, au găsit 2 flacoane de acest dezinfectant care erau în magazie sigilate. Anchetatorii au confiscat cele 2 flacoane, precum și mai multe documente aparținând unității medicale. Momentan, ancheta este în desfășurare.